Eu am putut să o încerc în București și am mers undeva la 87 de kilometri în București și am avut un consum de 4,4. Perspectiva unei mașini noi, pentru că evident cu niște 20-30 de mii, nu mai zic de Prius care se duce spre 50, îți iei orice mașină second hand, chiar și un Bugatti probabil, habar n-am. Hai să coborâm un pic, dar Bentley și Rolls second hand îți iei cu banii ăștia care au niște ani. Un Phantom din ăla din 2007 îți vei lua, dar ia vezi cât e la o mașina aia, anvelopele, cât costă anvelopele, cât costă servisarea, orice piesă, orice frumată, adică mașina SH Premium e un cost și trebuie să ți-l asumi, așa că nu comparăm în situația asta. Și e jucăușă, mașina e distractivă. Acum, de exemplu, venind cu vântul din spate, nu bate, adică nu mai simt așa voblantă, dar trebuie să fii pe volan acolo, pentru că, de exemplu, dacă activezi pilotul, am observat chestia asta și dai drumul la toate sistemele, uneori tinde să te ducă puțin șerpuit sau mai spre dreapta, nu coincide centrul benzii cu ăla cu care ești tu obișnuit. Acum, de exemplu, merge foarte bine, dar în unele situații a avut niște oscilații, dar toate mașinile au chestia asta, pentru că la noi în România drumurile sunt altfel, nu sunt la fel de marcate, sunt tot felul de restricții în sensul ăsta. Are aproximativ un an de folosință. Am mai avut un desen identic format pe care l-am folosit vreo 2 ani. Aceste portofele sunt făcute cu o piele de calitate. Este piele naturală, așa că un buletin precum este acesta poate fi băgat aici fără probleme. Și de asemenea, orice tip de card, fie că înseamnă card bancar, cum este acesta, sau permis de conducere, cărți de vizită, card de sănătate, badge-uri de acces, pot fi băgate fără probleme în aceste buzunare. Și foarte important, cusătura este cu autostrângere, adică nodul e făcut de așa natură încât este imposibil să-l desfaci și n-ai cum să aplici toată ta forță pe astea încât să se rupă. Adică ăsta mi se pare cel mai practic dintre ele de zi cu zi, pentru că încape buletin, încap bani, încap carduri și este foarte compact, adică îl vedeți față de o palmă normală cam cât de mare este. Mașina asta are un aspect care cumulează mai multe repere Toyota. În primul rând aduce multa noua linie de design a lui RAV4, e puțin mai cubic, în timp ce Yaris-ul este vizibil mai rotund. Are o altă grilă în partea din față, mă refer la tot aspectul. Designul farurilor este diferit. Yaris-ul simplu mi se pare că seamănă cu botul lui Davy Jones, acel pirat din Pirații din Caraibe. Și e vizibil mai înaltă, evident și mărimea anvelopelor este o diferență, așa că dacă chiar ești chitră maximă și ai și buget, ia-ți un Yaris hibrid, pentru că ăla este mai economic, este mai ușoară, anvelopele sunt mai înguste și asta modifică evident și performanțele în bine. Și de asemenea include elemente de design de la noua gamă de electrice, cum este BZ4X-ul și toată linia nouă de design pe care o vedem și pe crownurile din America și pe zona aceasta de Prius inclusiv, adică spate tip Jordi LaForge, cum îmi place mie să-i zic. O linie continuă din asta de desen, stopuri cu LED evident și farurile la fel. Sunt însă anumite variante care au și becuri incandescente clasice. Fiind o Toyota hibridă, are siglele cu albastru și o surpriză plăcută este o prezență de dotări multimedia mai ample, adică conectivitate bună pe cablu, doar, din păcate, acum nu știu dacă e atât regres, are și încărcător wireless, are toate sistemele posibile de asistență, inclusiv unul care îți corectează trasa mașinii în funcție de vântul transversal de pe autostradă, radare, senzori, camere, le are pe toate. Vede semne de circulație, limite de viteză, frânează singură la manevre, așa că e o mașină deșteaptă din punctul ăsta de vedere. Îmi place că o poți configura cu coloristică mai inedită, adică e o mașină funky, am putea spune. Ce n-am văzut la noi și nu știu de fapt dacă există, știu sigur că pe non-euro există, haion cu deschidere electrică, care fiind foarte mic se deschide super repede. Aici este portbagajul, care în cazul de față are un litraj o idee mai mic, pentru că este cu 4x4, însă are placă din aceasta cu spațiu de depozitare pe care o poți scoate complet, adică acel kit de pană și cu buretele astea pot fi date la o parte și mai câștigi un pic din spațiu. Are însă spații de depozitare laterale. Vreau să-l aud pe Toyota România, care are o inițiativă foarte interesantă. Am observat, nu mi-au spus ei, că la toate mașinile pe care le-am avut de la ei, și Lexus și Toyota, includ un asemenea kit, care este un dispozitiv de urgență care poate fi util atât pentru tine, cât și pentru salvarea unor persoane implicate, Doamne ferește, în accidente care necesită
o formă ușoară de descarcerare. Adică ai un tăietor de centură de siguranță și un spărgător de geam, exact cum sunt alea în autobuz, și poate fi, recomand a fi montat, după ce luați mașinile, la îndemână în interior undeva, pentru că e posibil la un moment dat să poți salva o viață. Și bravo lor că au inițiativele astea de siguranță. Mă gândesc că chestia asta costă câteva zeci de lei și nu e un cost efectiv pentru ei, dar e o inițiativă bună de a spori siguranța mașinilor. Aici, evident, materiale simple, plastic peste tot, cu o priză de 12V, un bec aici incandescent, nu este cu LED, și are un capitonaj simplist, adică e o mașină făcută pentru lux, chestii premium. Recomand la toate mașinile noi pe care le cumpărați și nu numai, să verificați suporții de număr, pentru că de uneori auziți niște greieri. Ăștia sunt. Și nu este o vina mașinii, este vorba de modelul suportului de număr. Puneți niște bureței dublu adeziv și se rezolvă acele zgomote. În zona laterală, clanțele au un profil destul de retras, mașina are keyless entry cu tactil, însă doar pe mânerele din față, și deschiderea ușii este una destul de ok. E o mașină care a crescut mult pe înălțime. Aici are un material tare, plastic, care este de altă textură decât ăsta, care e tot tare. Totuși mi-ar fi plăcut să fie moale și în față, la fel este problema. Asta apreciez, în schimb, că ușa are multe ape, e un design drăguț și tapiseria este una mix între textil și sintetic, însă textilul are mai multe profile de desen și arată foarte frumos. Și aici este avantajul de spațiu pe care l-am comunicat, în sensul că la o primă vedere ai zice că stai înghesuit. Însă observați că am totuși un spațiu suficient la genunchi, tăietura asta a scaunului este în pantă și atunci, dacă ar fi fost drept, mi-atingea genunchiul, așa nu mi-atinge și vedeți că nu stau foarte lăbărțat. În partea din spate aici nu are o priză de încărcare. Acum nici nu e gândită ca să fie mașină de concedii, deci de-aia nu are nici ventilație. Nu are o cotieră centrală, însă banchetele sunt rabatabile fracționat. 40-80x40, care este o noutate în segmentul Toyota în situația asta, se poate vedea aici, că practic ai asta sub formă de cotier. Ai un suport dublu de pahare care se poate vedea aici și cam atât pe zona din spate. Mânere, aici cred că mai putea să vină o lampă pe anumite echipări, care poate au și plafon panoramic, chestii de-astea. Și ce mai apreciez, faptul că poți să scoți fermoarul ăsta de pe... Tapiseria poate fi dată jos pentru spălare și aici, grijă la astea, se pot pierde. Mașina asta nu le avea, probabil sunt undeva în torpedon, am căutat, e vorba de prinderile Isofix. Banchetele pot fi rabatate și vin la nivel cu portbagajul, iar în zona de spate sunt curios de o chestie, geamurile au impuls. În partea din față putem vedea tot un material tare, însă este alt tip de textil și aici mi-ar fi plăcut să fie moale. Apreciez un pic de culoare aici care a fost pusă. Nu e o ușă care să arate anul ăsta, așa personal aș mai fi tras și o dungă aici de crom pe butonul ăsta ca să arate țais. Iar scaunele față, deși nu par, sunt foarte comode. Deși nu par, zic în sensul că nu te aștepți poate pe o mașină mică să vezi scaune foarte confortabile. Pe Suzuki Swift am mai văzut așa ceva. Chiar sunt bine lucrate. Pe zonele de uzură ai sintetic rezistent, cu cusături cu multe ape și în partea asta unde trebuie să fie aderență ai textil care este profilat frumos. Și de asemenea în partea asta de sus tetierele au un nis sportiv și îmi place că este un scaun ce nu necesită multe reglaje pentru a fi confortabil. Pur și simplu stai țiplă în el, te acoperă, te susține din spatele genunchilor până în zona de ceafă. La fel, bordul este din material moale, e o chestie pe care pe Yaris-ul standard, din câte țin minte, nu o ai și este bord tare. O mică dungă de culoare, aici unde sunt zone structurale, plastic tare, torpedo cu deschidere lentă, suport pentru telefon, dar zona de încărcare este jos aici. Ai și o priză de 12V în partea asta de jos, dacă întreabă Ovidiu Sandu, aici este priza de 12V. Schimbătorul, foarte multe chestii de reglaj pentru că este 4x4 și are moduri de condus în legătură cu aderența, dar are și un mod eco și unul power. Poți să forțezi mașina să meargă pur electric, să nu mai intre motorul în limita de disponibilitate a bateriei și ai în partea asta și parcarea automată, tu doar trebuie să ții partea de schimbător direcție, frânele și mă refer la
înainte-înapoi. Direcția și frânele se ocupă mașina. Cotieră cu spațiu de depozitare, suporturi de pahare, mufă USB Type-A și în partea asta lumini tot așa cu becuri incandescente. Simplist, în partea asta plafonul este ok, doar că ar fi putut să fie un pic mai mult, atenție, nu se vede acum, în soare au anumite valuri plasticele astea, adică nu arată cel mai premium la atingere, dar pentru mine, repet, important la o mașină din clasa asta este neapărat să nu aibă greieri, ceea ce mașina asta nu are, și nu partea de materiale moi. Pentru că dacă te uiți strict la materiale, vei vedea faptul că nu trebuie să cauți așa ceva la clasa asta. Sigur, există poate mașini mai bine finisate, dar n-au aceste atribute de hibrid, siguranță, 4x4, toate cele. În zona șoferului, aici ai comenzile pentru oglinzi, geamuri, mânerele astea foarte drăguți integrate, unde poți să profiți și de un mic spațiu de depozitare. Adaosul interesant este lombarul, pentru că îl poți regla electric. Însă apreciez că și la scaunul pasager ai reglaj de înălțime, ceea ce nu-i prezent pe mașinile din clasa asta. Pentru cei care sunt fanii statut social la cafea, această mașină are 5 butoane la genunchi și le poți vedea: încălzirea parbrizului la bază, încălzirea în volan pe segmentul acesta, farurile cu comutare automat între scurtă și lungă, butonul de vedere și reglajul de înălțime faruri, pentru că sunt faruri BLED, nu sunt adaptive, și butonul de SP. În partea asta, la o apăsare de buton, învie și interiorul, să zic așa, și aici putem să vedem un volan multifuncțional destul de bine făcut, putem să sesizăm și niște zgomot care nu e permis, și în partea asta vedem comenzile pentru zona de bord și sistem audio, și aici este toată partea de pilot adaptiv și comanda pentru melodii. Ecranul acesta de aici are multiple zone de reglaj care sunt și sus-jos, unde poți să vezi consumuri. Ce mi-ar fi plăcut să văd e să poți să schimbi între tipurile de computer de bord, adică consum 3A, 3B, toate alea, fără să trebuiască să intri în setările de bord, care pot fi făcute doar când mașina este pe loc, în repaus. Radio, sursă, de asemenea aici vezi traseul de energie, media de călătorie, drum, în partea asta îți arată fluxurile și nivelul de baterie, presiunea în pneuri și ai inclusiv aportul de all-wheel drive, care este electronic, și în partea asta ai toate sistemele de asistență, care la fiecare rubrică există apăsat scurt pentru activat, dezactivat, și apăsat lung pentru setări suplimentare de tipul sensibilitate, intensitate, toate cele. Și în momentul în care intri la setări bord și ții lung apăsat, o să vezi de exemplu că ai aspect de contor digital, care este așa, însă eu personal sunt fanul acelor, fie că sunt pe un ecran sau sunt fizice, pentru că vezi gradientul de putere mai bine, creșterea indicatorului, nu are turometru, are indicator de putere, și apreciez că într-o lume digitalizată în continuare îți arată nivelul de temperatură foarte optim, și în linii mari cam atât, n-are rost să mai arăt altceva pe aici, că de fapt am arătat toate. Ecranul central Android Auto Apple CarPlay pe cablu. Ce mi-ar fi plăcut însă este ca atunci când conectezi Android-ul să te lase să-l afișezi pe ecranul ăsta de home. O să încerc să fac chestia asta acum cu o singură mână, și în momentul în care mufezi telefonul, Android-ul se activează, adică ajungi să ai parte de hartă, doar că o vezi doar în modul ăsta de map, adică aici ai ecran întreg, se vede foarte bine, fără niciun fel de reproș, însă dacă dai pe home, modelele care au Navi integrat îți apar aici și cu harta. Adică eu vreau să văd muzică, baterie și hartă în același loc. Asta ar fi singura critică a sistemului. Orice formă de setare o ai pe acest buton. Toate alea nu contează, nu mai intru în ele că sunt clasice. Și pentru un meniu, pictograme la în partea asta, unde poți de exemplu să intri pe info și să vezi fluxul de putere, și de asemenea ai și o informație din asta de consumuri grafice, istorice, și foarte relevant, butonul ăsta de aici pentru camere, care ți arată o vedere simulată 3D. Ai de asemenea posibilitate de a schimba diverse lucruri pe aici, să vezi o vedere de jos, o vedere de sus, setări diverse de aici, și în momentul în care dai cu spatele, se activează o vedere de tip bird's eye view de sus, unde vezi față, spate, stânga, dreapta, și de asemenea când pui în drive, se comută camerele față, spate dacă ai un obstacol. Cam atât în linii mari.
Am uitat să arăt ceva foarte relevant, climatizarea, care are și filtrare suplimentară, Nano EX-ul acesta, pe două zone. Este climă electrică, deci compresorul fiind electric nu există probleme de vibrații, chestii de genul acesta, și poți să cuplezi, decuplezi compresorul la buton, să selectezi direcțiile totul pe buton. Nu trebuie să intri într-un meniu pentru asta. Încălzirea în scaune pe două trepte și ai și buton de coborâre asistată pe rampe, pe pante de fapt, și urcare pe rampe, adică acel hill descent control, plus funcție de auto hold, butoanele acestea cu modurile de condus care schimbă și aspectul bordului, modul EV și setarea asta pentru snow trail, toate cele care sunt moduri extra suplimentare, și ce apreciez de asemenea, auto hold. Și o să vedem că ambele mașini au niște sisteme noi de frânare de la Bosch, o să le detaliez la partea de sub capote, că sunt două. Scoateți o foiță de hârtie, cum se spune, că urmează detalii tehnice, și o să le fac așa, cumulat. Adică avem două motoare care sunt o extensie unul față de celălalt. Asta este o variantă de 3 cilindri, 1,5 litri, numită M15A FXE. Și trebuie să decodificăm această denumire. M este familia Dynamic Force, de fapt, e cea care conține 4 cilindri până în 2 litri inclusiv. Înainte codurile Toyota erau altfel. 15 de la 1,5 litri și partea de FX înseamnă FQ lasă standard, X este ciclu Atkinson permanent și E, injecție doar multipunct. Se poate vedea că avem rampă MPI și locul unde la FKS, care este ciclu Atkinson la comandă, în rest este auto și are injecție doar directă, că e S și nu e E, aici are pompă de înalte. Și motorul acesta are 1490 de centimetri cubi, exact același format de cursă și alezaj ca cel care va urma momentele următoare. El este un motor care, între varianta pur termică și cea hibridă, are modificare de tip arbor came, unghiul camelor, lobilor mai exact, unghiurile de distribuție variabilă și mecanismele lor. În principiu, ca să o iau așa într-o structură ordine, VVT-ul la acest motor este electromecanic pe admisie, nu electrohidraulic cum este la cel de bază, și asta înseamnă că poate varia când se închide supapa de admisie, pentru a obține un ciclu Atkinson permanent, dar și un raport de compresie de mai multe valori. El standard, motorul având undeva în jur de 14 la 1 aproximativ pe partea asta, raportul static, care este alterat de momentul în care supapele astea se închid. Ele se închid mai târziu când urcă pistonul și parte din amestec reajunge în admisie. Avantajul ăsta e că merge cu fără vacuum în admisie, la care ajută și o componentă pe care o descriu imediat. Pe urmă, pe evacuare este electrohidraulic cu variator cu solenoid integrat în axă în partea asta, un lanț de distribuție pentru trenul superior și un lanț mic pentru pompa de ulei cu debit infinit variabil în zona inferioară. Ce diferă din nou față de termic este lipsa unui arbore de echilibrare contrarotativ, pentru că motorul ăsta este completat de transmisia hibridă și funcționează relativ constant și atunci nu are oscilații foarte mari de turație și implicit nu are nevoie de echilibrare. Ambele motoare au pompă de apă pe 12V electrică ca pompă principală, însă spasă de cel pur termic, ăsta nu are deloc curea de accesorii pentru compresorul de aer condiționat și nu are un alternator convențional care ar fi venit în partea asta, pentru că sistemul hibrid are practic și rol de alternator. Ai un vas de expansiune pentru transmisie și un vas de expansiune pentru motor. Transmisia are și ea atât un termoflot cât și o pompă electrică proprie pentru partea de recirculare și implicit ai două radiatoare, unul de înaltă și unul de joasă temperatură, pentru că răcesc circuite diferite. De asemenea, vei vedea la ambele motoare prezența EGR-ului, care este cu supapă electromecanică, cu răcitor și care ia gazele de după monolitul catalizatorului. Asta fiind multipunct injecție, nu are filtrul de particule, spre deosebire de modelul cu injecție directă, și setarea de soft este diferită prin faptul că reîntoarce gaze filtrate, chiar dacă ele se amestecă cu setul de gaze Carter. Nu există o depunere consistentă pentru că sunt spălate supapele de admisie. Pe motorul cu injecție directă posibil să apară la un moment dat, și prezența EGR-ului la toate motoarele astea hibride și termice pe benzină moderne reduce pierderile de pompaj, pentru că motorul nu mai are vacuum în admisie și nu se mai chinuie să facă toată partea asta de mișcare, adică aerul intră liber și ciclul Atkinson e mai eficient pentru că termină la
presiune ambientală. Deci scoate maximul de lucru mecanic din încărcătură, chiar dacă are cai și cuplu mai puțin, sunt completați de partea asta electrică. Și avem o galerie de admisie din plastic, un traseu de EGR separat, clapetă clasică de accelerație, acest solenoid pentru ventilarea rezervorului, pentru că este sistemul EVAP. Rampa, în schimb, nu are un regulator de presiune, el este integrat în pompă cu tot cu canistra de carbon și este sistem fără componentă de retur, deci fără emisii evaporative. Bujiile sunt plasate sus la toate motorizările, evacuarea în spate de tip 4.1, de verificat pe viitor monolitul catalizatorului când face mașina asta mulți anișori. Și aici avem o transmisie COD pe 910, care este pe două axe, adică ai motorul generator pe o axă și motorul generator 2, propulsorul, pe altă axă. Și între ele, undeva integrat pe axa care are generatorul, este acel power split device. Motorul termic mișcă angrenajul de satelit planetar ai mecanismului de reductor, care este zona de mijloc. Centrul, roata soare, este motorul generator 1 și coroana exterioară e conectată printr-un set de pinioane de interferență, atât la motorul generator 2, care în cazul ăsta are 79 de cai, cât și la diferențialul mașinii. Și am mai explicat acest sistem și în episoade dedicate și în alte prezentări. Este un sistem hibrid serie paralel, adică motorul termic poate fi împreună cu motorul electric un ansamblu generator care, chiar dacă se rotește într-un amestec permanent cu pinioanele alea, nu trimite impuls mecanic la roți. Și între valoarea asta, care se numește hibrid serie, poate să ajungă hibrid paralel, în moment în care acel generator începe să frâneze, să zic așa, și parte din rotația motorului termic se descarcă sub formă de curent generat și parte de impuls mecanic la roți. Și în felul acesta devine un hibrid paralel în care motorul chiar mișcă fizic roțile. Și fie că e hibrid serie sau hibrid paralel, când merge mod hibrid, întotdeauna se primește curent, ori din baterie, ori de la generator, în motorul generator 2 de 79 de cai, care fizic mișcă roțile și este și treapta de marșarier. Cutia nu are bloc de valve, nu necesită și rolul acela de ambreiaje de ținut pe loc, plecat de pe loc, elemente care să se lase, să fie lăsate la rotație sau altele care sunt ținute pe loc, este realizat de forța electromagnetică și nu de un bloc de valve cu circuit hidraulic, cu tot felul de complexități, așa că oficial este o transmisie care nu se strică. Principiul de funcționare al acestor transmisii este absolut identic, indiferent de format, adică toate sunt hibrid serie paralel, doar că unele au motoarele pe aceeași axă, altele pe axe separate, detalii de genul acesta. Această transmisie, deci, cod P910, exact ca cea clasică de pe Yaris. Observăm aici sistemul de frânare de la Bosch iBooster, care este un sistem neintegrat, este un servo-actuator electromecanic care potențează apăsarea pedalei de frână și avem și modul ABS-SP separat în partea asta de aici și motorul acesta sau sistemul de frânare folosește radarul pentru a putea recupera regenerativ frânarea. Tu când apeși pedala de frână, nu întotdeauna apăsarea ta se duce în presiune hidraulică la etriere. Nu. Tu simți o tărie a pedalei, dar de fapt mașina frânează regenerativ. Și mixul ăsta dintre frânat electromecanic regenerativ și frânat hidraulic este imperceptibil pentru șofer. E un sistem care e bunicel. Toyota folosește o gamă largă de sisteme din acestea. Alea proprii sunt făcute de Advix și au acumulator sferic, acumulator cilindric, ambele folosind un feedback simulator de presiune și mai nou, noile RX-uri folosesc un sistem cu electropompă hidraulică fără acumulator, care doar generează presiune, însă electrohidraulic, nu electromecanic, adică exact cât e nevoie, când e nevoie și nemai având acumulator, nu mai bâzi. Cam ăsta este motorul acestei mașini. Ca mașină este ca un fulg, că asta este esența până la urmă. Ușor de condus, tot așa îmi place feeling-ul direcției, că nu-i foarte moale, n-ai senzația de volan rupt, nici măcar pe eco. Diferența e că la asta ai un sistem de manetă fizică, care spre transmisie duce cu cablu, acest P910, nu-i un PA10, PB10, toate cele și, după cum putem vedea, e mai ușor de întors decât Prius, pentru că e o mașină mai mică, mai scurtă, are un aspect mai închegat, să zicem așa. Și aici plusul acestei mașini, să zic așa, e partea de consumuri. Pentru că cam în orice situație nu o faci să consume peste 8,
chiar și l-a mers tare pe autostradă. Așa că eu am putut să o încerc în București și am mers undeva la 87 de kilometri în București și am avut un consum de 4,4. Dar a crescut treptat așa ușor, pentru că realmente mașina poate să scoată consum și sub. Depinde de orașele în care stai, de zonele de mers și e ce trebuie partea asta. Pentru că e ușoară, anvelope înguste, mă rog, nu o să scoată consumul la fel ca Yaris, pentru că n-are cum, e mai grea, anvelopele sunt mai late, aerodinamica nu e la fel, dar oricum, sunt apropiate, adică nu vă gândiți că are consumuri simțitor mai mari. Și pe autostradă, la mers spre Pitești sau mersul spre București, când te duci la vale, este 7,4, cam așa, 7,4-7,6. Și la mersul de întors, unde ai și vânt din față sau panta e puțin dificilă, vei vedea faptul că ai consumuri cam de 8-8,2. Dar n-aș cataloga-o ca o mașină potrivită pentru autostradă, pentru că e mai înăltuță, se simte clar cum bate vântul în momentul în care o conduci. Și are o ținută de drum care la viteză e puțin deșelat, așa, dar pentru că nu-i făcută pentru asta. Așa, la stilul de mers dinamic, să zic așa, nu e o mașină lentă pentru caii pe care i-are și față de termică trage puțin mai hotărât în partea de jos, adică acolo unde vei folosi majoritar în oraș, în toată zona asta de navetă, pentru că e o mașină a rațiunii. Și Prius e o mașină a rațiunii, doar că în cazul ăsta are o infuzie mare de pasiune, exact așa cum am zis. Chiar te va surprinde, dacă le compari, Prius e peste toate Toyotele astea normale, hibride. Are o ținută de drum aproape de Lexus, adică zici că ești cu un S, având în vedere ampatamentul. Dar e mai premium decât a fost orice Toyota normală standard. Și aici, mă rog, nu mă refer la modelele cu motoare longitudinale sau stilul acela de Toyota premium mari, care sunt într-adevăr la alt nivel până la urmă. Cert este că te surprinde și asta, merge foarte plăcut. Faptul că e 3 cilindri nu prea se simte, singurul moment în care simți motorul este când stai la semafor și încarcă bateria și are un anumit trepidat, pentru că motorul se opintește în generator care produce curent, e în sarcină. În mers, în schimb, cum e acum, o vagă senzație la auz, dar nu vibrează pronunțat și el totuși are o echilibrare, chiar dacă nu are arbore, are o contragreutate activă, mă rog, pasivă de fapt, e prin faptul că nu poate fi modificată într-un fel, dar ea e activă prin faptul că se rotește. Și atunci, odată cu cureaua de accesorii, cu folia, se mișcă contragreutatea care echilibrează un pic motorul, este gândită special și este binișor antifonată pentru segmentul de mers oraș și încet extraurban. Pe autostradă, în schimb, nu e antifonată și de asta zic că uneori nu are toate astea la dungă. Nu e o mașină premium, nu e gândită pentru chestia asta și e nepotrivit să o consider pentru autostradă. Adică, clar, n-avea rost să bage niște resurse pentru un segment de drum unde, prepondere, mașina asta nu va fi folosită. Așa că părerea mea e că au dozat-o destul de bine. Și frâna este la fel ca și la orice altă Toyota, de fapt autoholdul trebuie activat la fiecare plecare cu mașina în ziua, adică la fiecare pornire de buton. Pentru că odată ce te-ai pus în mișcare, autoholdul rămâne, dar nu ține minte setarea făcută. Și uite, aici de exemplu putem să vedem câteva elasticități din astea de repriză. Da, un Yaris se va simți mai dinamic. De exemplu, Yaris-ul normal, pentru că e mai mică și mai aerodinamică, pe București-Constanța i-am scos cu ea vreo 6,7 consum la 140 și 7 și un pic în rest. Adică ai cam un litru diferență față de aceasta, dar n-ai atâta spațiu cât e în asta și mi se pare că asta are o idee mai bune, materialele. Dar e o Toyota puțin mai clasică la abordare, cum e infotainmentul care a rămas cum era înainte, nu e ca cel de Prius. O să vină la un moment dat un update pe toate, dar e închegată totuși, numai că nu e o mașină făcută pentru un consum din acesta de kilometri. Evident că poți să-i faci, sunt atâtea mașini care au partea asta gândite pentru un loc și tu le folosești în altceva. Suspensia este un picuț rigidă, dar fiind independentă, filtrează bine gropile. Adică îți mulțumi de felul în care are calibrarea făcută, pentru că e relativ
efectiv stabilă. Deci singurul loc unde n-am simțit-o foarte stăpână pe situație este la 140 pe autostradă, o viteză, mă rog, la care nu vei vedea mașina asta foarte des mergând, adică cam acum. Asta e antifonarea. Honda mea e mai gălăgioasă, cam cu ce să compar. Și evident că Prius-ul e mult mai fluid și atunci de-aia are filtrarea asta bună, antifonaje, capitonaje, toate cele. Și n-aș critica-o din punctul ăsta de vedere, pentru că, sincer, și un Volkswagen Up, dacă îl duci la viteza asta, tot așa o să se audă. Adică nu e premium în senzația aia. Ce apreciez, în schimb, e că are niște scaune confortabile, suficient de moi pe zona centrală și se mulează bine pe formatul corpului, așa că au punctat unde trebuie. Sisteme toate, ai cruz adaptiv, toată partea asta de ecrane, camere, senzori, face de toate, vede, simte, frânează, exact ca, ca ce vezi pe Prius, doar că evident, pe Prius aici parcarea automată, granulația acestor sisteme e una mai bună până la urmă. Și în condițiile în care, dacă e una manuală simplă și faci mulți kilometri, sau una hibridă de asemenea și faci mulți kilometri în zona asta de oraș, dar cu echipări de bază, poți avea un cost total de operare redus pe termen mediu sau lung, din punct perspectiva unei mașini noi, pentru că evident cu niște 20-30 de mii, nu mai zic de Prius care se duce spre 50, îți iei orice mașină second hand, chiar și un Bugatti probabil, habar n-am. Hai să coborâm un pic, dar Bentley și Rolls second hand îți iei cu banii ăștia care au niște ani. Un Phantom din ăla din 2007 îți vei lua, dar ia vezi cât e la mașina aia anvelopele, cât costă anvelopele, cât costă servisarea, orice piesă, orice frumată, adică mașina SH Premium e un cost și trebuie să ți-l asumi, așa că nu comparăm în situația asta. Și e jucăușă, mașina e distractivă. Acum, de exemplu, venind cu vântul din spate, nu bate, adică nu mai simt așa voblantă. Dar trebuie să fii pe volan acolo, pentru că, de exemplu, dacă activezi pilotul, am observat chestia asta și dai drumul la toate sistemele, uneori tinde să te ducă puțin șerpuit sau mai spre dreapta, nu coincide centru benzii cu ăla cu care ești tu obișnuit. Acum, de exemplu, merge foarte bine, dar în unele situații a avut niște oscilații, dar toate mașinile au chestia asta, pentru că la noi în România drumurile sunt altfel, nu sunt la fel de marcate, sunt tot felul de restricții în sensul ăsta. Așa că, na, cam asta ar fi povestea lor. Sper că v-a plăcut, mai ales Prius-ul, că despre el era filmarea. Și această mașină a fost vectorul de transfer către ea și mă bucur. Am vorbit cu cei de la Toyota și au zis ce mașină vrei. Și zic, dăm ce n-am avut, asta n-am avut-o la drum lung. Ar mai fi putut să fie un BZ4X sau un CHR pe care l-am programat însă ulterior și într-o echipare GR Sport și acolo la fel o să fac un test mai amplu de consum. Dar mă declar mulțumit, adică mi-a depășit cu mult așteptările Prius-ul, pentru că poți să fii subiectiv să vezi design-ul, dar poate să aibă anumite carențe, dar mașina aia nu prea are carențe la partea asta de ergonomie, adică chiar e bine făcută și are suficientă doză de infuzie din asta pasională încât să fie o mașină de referință. Chiar e mișto, adică nu știu câți ați interacționat cu modelul, o să văd în zona de comentarii, poate continuăm acolo. Până atunci, na, spor la ce mai aveți de făcut, că sigur după ce terminați filmarea asta o să vă mai uitați la altele, mai faceți și alte lucruri. Eu mi-am făcut datoria să informez și în esență consider periplul acesta un succes. Și acum continui cu autostrada, o să mai reconfirm o dată valorile de consum, că trebuie să duc mașina mâine înapoi. Așa că voi mai contribui cu câteva cifre în zona de acolo. Dacă uit, aduceți-mi aminte în text și cu siguranță voi reveni. Și formatul a fost puțin mai încărcat, dar totuși n-am dat-o în stare tehnică atât de mult, că am explicat de atâtea ore CVT-ul și toată senzația. Adică acum, de exemplu, că e termică, e hibrid, nu simți la această mașină, nu-ți dai seama de diferență. Și chiar e un sistem care, repet și închei cu asta, dacă ar exista un premiu Nobel pentru mecanică, ECVT-urile astea ar trebui să-l ia. Pentru că au o doză de simplitate și una de complexitate în același timp, e un amalgam foarte interesant din punct de vedere tehnologic. Și în sfârșit, acum cu ocazia Priusului și chiar și acestui Yaris Cross,
îmbrac o formă estetică interesantă. Adică au devenit niște mașini atractive, cel puțin prin partea asta de aspect, le remarci, mai ales când sunt configurate frumos cu culori diverse. La revedere!